Salutare, revin cu altă filmare. Am scos astăzi tractorul din nou la treabă. După ceva mici rectificări, am montat toate capacele aici pe lateral. I-am setat pilotul automat și funcțiile de cutie de viteze. Ce mi se pare ciudat, poate nu știu, o să-l folosesc cum trebuie, dar o să povestim imediat după ce întorc. Vedeți și oprit de utilajul cum lucrează. Nu am butoane de revenire pentru turația motorului, am doar pentru transmisie, din ce am văzut aici. Bine, practic asta nici măcar nu mai e turația motorului, e mai mult sarcină, dar revenim. Să fac întoarcerea prima dată, să-l pun înapoi pe pilot și vorbim. Eu îl dau încet, dau transmisia încet pe F8, ridic utilajul, îmi spune că s-a dezactivat autotrack-ul. Astea sunt de la combina, că am trenat, era foarte, foarte ud când am recoltat aici. Să nu vă speriați nici de zdrongănitul ăla, dacă se aude, e din broțap de la utilaj. Nu e foarte, foarte pe fix și așa se aude. Acum dau pe 2, las utilajul jos, 8, ce fuge. Și acum setăm autotrack. Gata, mașina a luat autotrack-ul, se așează sigur pe urmă. Volanul nu se mișcă, nu e ca la sistemele universale. Mă lăs și utilajul în spate, nu prea se vede foarte bine. Face un praf de mamă. La 4 metri lățime. Am încărcare motor normal 70%, 68-71% la viteze de 11 km/h. Dacă aici e și mai moale, pe malul celălalt, acolo e un pic mai tare, acolo mi se încărca aproape de 100%. În unele momente, deci în niciun caz mediu. Uite și acum, de exemplu, am prins un 80%. Deci mai are și acum momente când ajunge poate și mai sus. O să-l țin așa ca să vadă în video. Da, asta ziceam de turația motorului. Mi-ar fi plăcut la capul locului, poate nu știu să folosesc cum trebuie. Mi-ar fi plăcut să pot regla, acum la 2, de exemplu, din 1 și 2 să pot reduce turația motorului, turația de întors la cap, turația de mers pe brazdă. Poate nu știu să fac, poate se poate face, dar nici n-am avut prea mult timp să citesc manualul. El practic acum e în probe, nu e tractorul meu. Și am rezolvat, să zicem, problemele cu AdBlue. Am schimbat un set de garnituri la pompă. Ce să vă zic legat de AdBlue, ca să vă faceți o idee. O pompă de AdBlue pe Bosch, pe același cod, în Statele Unite. Am găsit-o undeva la 800 de dolari, 1000, în jur de 1000 de dolari, piesa originală. Deși piesa e făcută în Austria, în Europa nu se găsește. Deci pe aia scrie made in Austria și nu am reușit să o găsesc în Europa. Deci unde am sunat și ce furnizor am, nu mi-au găsit-o. La Ipso, la reprezentanță, costă 16.000 de lei, deci 160 și ceva de milioane, deci o diferență de preț colosală între Ipso și orice alt producător. Pe CNH nu e codul identic 100%, dar e același motor, același sistem DPF, motorul DP4 620, din ce știu eu, ar fi același cu foarte foarte... Revin cu partea a doua, mi s-a terminat memoria de la telefon și a trebuit să opresc ca să pot să-l mut. Îl dau pe 2, mai dăm turație că vreau să spun că am pățit o prostie cu el. Nu acum, ieri când l-am băgat prima dată în brazdă, nu credeam că o cutie automată sau un tractor din generația asta poate să mai facă ce făceam la școala de șofer, pana prostului, să zicem. Mi s-a oprit motorul, mers. L-am redus cu utilajul după el până s-a oprit. Ceea ce mi se pare destul de stupid, normal ar fi trebuit să-l dea pe liber, să scoată de viteze, să facă ceva totuși, să nu lase motorul să se oprească. Treaba asta am făcut-o și cu McCormick-ul. Da, bun, asta așa a fost o paranteză. Nu știu ce pot să vă mai zic. Da, încă ceva ITEC-ul ăsta am văzut. Uite acum am reușit să-l deschid. Aici cred că trebuie să notez utilajele sau ceva de genul. Mă cam bate pe mine meniul ăsta. Bine, și lucrez cu el de 2 ore. Deci am 2 ore de când m-am suit pe el. Și eu zic că totuși am reușit să setez destul de mult fără niciun instruire, fără absolut nimic din partea Ipso sau altcuiva, să zicem așa. Da, vorbeam de consum și de utilaj. Deci, repet, n-a mai plouat de la sfârșitul lunii iunie, am mai plouat poate ceva în iulie, undeva la vreo 20 de litri, dacă nu mă înșel, și am mai avut vreo 10 litri în august, o torențială care a prins, să zic așa, jumate din toate solele de lea. M-am solat de aici, m-am solat din capăt cu ea. Și cea din capăt, unde se vede floarea soarelui. Uitați consum, să nu zic că n-are nici tractorul nicio
importanță legată de consumul ăsta, dar totuși 15 litri la hectar în condițiile astea la 25 de centimetri adâncime. Deci e combinatorul, i-am dat drumul la maxim. În jos acolo am eu harplanul la 25 de centimetri pentru că de 5 ani nu mai ar, dar nici n-am făcut tehnologia completă, că normal ar fi trebuit să intru o dată la 3-4 ani cu subsolier, să intru poate și la 60 adâncime sau poate chiar mai mult. Și bineînțeles că n-am făcut treaba asta, că nu mi-am permis să cumpăr un subsolier sănătos. Ceea ce încerc să fac acum, să iau tot de la Great Plains un SS1300 cu tăvăluc și cu proțap, să pot să leg după un utilaj ca ăsta sau altceva asemănător. Am pus mâna pe volan și imediat cu mici volanul anulează autotrack-ul instant. Da, ce pot să vă mai zic eu de el acum? Da, la 1000 are tractorul 1106,4 ore și vreau să vă spun că în partea de jos a transmisiei, asta o să prezint în alt video când îi prezint exteriorul, câteva chestii legate de el, motor, compresor, pompe hidraulice. Da, deci la 1106 ore, deja în partea de jos a transmisiei aici sub volan, deja am foarte mult ulei, am câteva furtune care am văzut că au început să dea pe la sertizare, deci nu pe la mufă, să poți să schimbi o șaibă, trebuie schimba furtunul cu totul, că a început să curgă pe lângă inelul metalic. Nu știu cum se numește, fasung sau ceva de genul, am văzut că zic băieți ăștia care sertizează furtune. Cred că o să rămân cât de curând și fără DPF, fără DEF, că văd că mi-a coborât undeva la 17%. Trebuie să mai dau telefon să mai aducă un bidon, deși cred că o să fac o pauză scurtă, mă duc în fermă și îl alimentez în fermă, mai pun încă o dată testerul pe el să văd dacă mai am altceva erori apărute. Ia să vedem, am ajuns iar la capăt, o să trebuiască să întorc, să vedem la sistem, centru de diagnosticare și la coduri de defecțiuni. Astea sunt niște coduri rămase, senzorul de nivel al lichidului de răcire. Deci aici mi-a dat pe senzor eroarea asta, deși eu am crezut că e de la antigel. Și cu nivel extrem de redus, astea trebuie să le șterg cu diagnoza, le-am rămase de ieri. Injectorul de la DEF, de la AdBlue, e încălzit cu apă pentru că AdBlue nu rezistă sub minus 11 grade temperatură și vreau să spun că nu doar injectorul, deci înăuntru un rezervor sorbu, are în jurul lui serpentină, traseele de AdBlue, tur-retur și traseul pentru injector, o să sărim acum iar în urmele astea aici. Sper să nu-l rup, că altul nu mai am. Nu i-a căzut nicio roată, e bine. Așa. Ia să vedem. Gata, hai, s-a dat singur pe urmă. S-a setat cutia, da. Nu mai știu ce spuneam, unde rămăsesem. A, da, legat de AdBlue, de sistemul ăsta SCR, DPF-SCR. Sistemul DPF e sistemul mai vechi. DPF-ul avem aici, sub capacul ăsta. Aici e filtrul de particule efectiv. Și acolo e convertorul catalitic, SCR-ul, Selective Catalytic Converter. Practic AdBlue e necesar la filtrul ăsta de sus de aici, la catalizatorul de aici. Ăsta de aici păstrează, arde mare parte din funingine, dar nu poate arde NOx. Noxele, practic, cum se zice la noi. Noxele, NOx-ul, ca să poată fi, de fapt nu ard, să poată fi transformat în oxigen, hidrogen și amonia, care are nevoie de uree. Care urea e introdusă practic cu AdBlue. Practic AdBlue e 32,5% uree și restul apă distilată. Ca idee așa. Ce are nevoie de injectorul? La injectorul ăla pulverizează foarte, foarte fin în gazele de eșapament. Moleculele de uree se cuplează cu moleculele de NOx și în sfârșit se descompun prin catalizare. Nu știu că acolo e mai multă chimie, dar așa ca și idee ce am citit despre el, ca să-l pot repara, că dacă nu știi cum lucrează, nici nu prea ai cum să-l repari. Da, și asta ziceam. Urea îngheață la minus 11,5 grade și ca să o poți folosi și pe timp de iarnă, trebuie încălzit absolut tot sistemul, de la A la Z de DEF, inclusiv rezervorul. Deci în rezervor, în interior, în sorb, am serpentină și cu antigelul din motor se încălzește serpentina aia ca să lichefieze înapoi în cazul în care îngheață DPF-ul, ăsta DEF-ul, DEF-ul fiind lichidul AdBlue,
Pompa tot așa e formată numai din serpentine electrice, se încălzește electric practic tot corpul pompei și în plus conductele sunt conducte, să zicem așa, normale, cum ar fi la sistemele pneumatice, la camioane sau ceva de genul, sunt ale de plastic, dar pe ele au înfășurat o bobină din sârmă care tot așa le ține la temperatură ridicată să nu înghețe pe traseu. Adică, de exemplu, dacă afară sunt minus 20 de grade și lucrez cu tractorul la temperatura aia sau minus 25 de grade, trebuie să ții traseul cald ca ureia să nu înghețe pe traseu, că dacă face top, dă instant eroare. Ce e mai greu de diagnosticat aici legat de partea asta, tractorul, deci el practic, de exemplu, dacă ar fi iarnă, el n-ar avea cum să folosească AdBlue imediat după pornire, pentru că deja sistemul e înghețat și are o limită de vreo 40 de minute, chestie pe care am pățit-o eu, deci mie îmi dă eroarea, deci chiar dacă sistemul e defect, nu-mi dă absolut nicio eroare timp de 40 de minute. După 40 de minute îmi dă o eroare cu galben, o avertizare practic, nu eroare. Și de-abia după 4 ore începe să reducă puterea motorului. Deci ai putea teoretic lucra cu tractorul 4 ore și 40 de minute până în momentul în care ți-l limitează. Ce înseamnă limitarea? Îl reduce la relantii, din ce am văzut eu, și nu îl mai postura sub nicio formă. Eu am o oră și ceva de când lucrez și încă nu mi-a dat eroarea. Da, ce pot să vă mai zic eu legat de PF? Nu cred că mă încerc, că doar cam atât am reținut și eu ca să pot lucra. Și la mine problema a fost efectiv în rezervor. Rezervorul nu are sita, așa a venit tractorul. Tractorul e cumpărat second la 500 de ore. Apropii de capăt. Și n-a avut sita la rezervor și pănuiesc când s-a băgat AdBlue în rezervor, a mai intrat și un praf, a mai intrat și un pai sau chestii de astea, că vă dați seama, se alimentează în câmp și chestiile astea n-ai cum să le eviți. Și au ajuns ceva particule, ceva mizerie, efectiv în supapele de la pompă. Pompa are un filtru, dar filtrul nu e montat pe aspirație ca să poată să capteze orice. Deci practic din sorb ajunge direct în supapele de la pompă, în pompă, supapa de admisie, pistonul de la pompă, supapa de evacuare și după aia ajunge în filtru. Și în fapt ăsta acum a prins ceva mizerie, tractorul după ce a stat, n-a mai lucrat, să zicem, sau cât a fost oprit să alimenteze, mizeria fiind acolo, s-a dezamorsat sistemul. Și odată dezamorsat, după 40 de minute a dat eroare, după 4 ore l-a limitat complet și după aceea nici nu mai pornea, deci până nu mai pornea sistemul AdBlue, să fiu mai precis, nu tractorul, tractorul încă pornea. Sistemul AdBlue nu mai pornea pentru că știa că are eroare ceva legat de conductele de admisie. Eu inițial am crezut că sunt înfundate, le-am verificat de 100 de ori și bineînțeles n-au fost înfundate, problema fiind pompa. Pompa a zis să nu o desfac, mă gândeam, zic, poate mai are garanție, poate mai are ceva fiind atât de nou, că știu că la unele componente câteodată se dă garanție mai lungă, dar nu mai are absolut nimic tractorul. Și am desfăcut-o și am găsit mizerie acolo, de fapt nu mizerie, cât supapele deja atacate, deci la atât a închis deschis și prinzând mizerie acolo, deja se cunosc urme pe ele și s-au atacat supapele. Am reușit să le întorc pe partea cealaltă și acum încă văd că merge, să vedem cât o ține. Ideea e că am căutat pompă, o să trebuiască să cumpărăm pompă, măcar să o avem de rezervă în cazul în care mai face. Da, și cam asta a fost problema cu AdBlue la el. Momentan mergem așa, văd că consum oricum destul de mult AdBlue, deci mi-a ajuns, a scăzut din nou, a mai scăzut un procent, a ajuns la 16%. Deci ca idee își face super curățare. Motorina, nu știu dacă a scăzut și motorina asta, să mă uit să vedem unde e motorina, a scăzut la 70%, a fost la 75% și acum a ajuns la 70%, deci mi-a consumat 5% de motorină și 10% cred că de AdBlue, consumă totuși cam mult AdBlue. S-ar putea să fi apărut din nou ceva erori, o să văd ce se întâmplă. Sau poate litrometrul nu indică foarte bine, că am băgat 30 de litri din 70, cred că are el rezervorul, dacă nu mă înșel. Da. Și ce să mai, cam asta e cu AdBlue și DPF și alte chestii de astea. Sper să nu vă fi plictisit prea tare. Și o să urmeze și o prezentare de jos cât de repede pot. Acum o să mai fac o tură, două, și cred că o să merg cu el în fermă să văd dacă are cumva alte erori. Mai fac un plin de DPF și merg cu el ca să adun alea 4 ore până de eroarea finală cu limitarea, și dacă reușesc să merg cu el până la 4 ore fără să dea eroare, o să-l duc în câmp, legând semănătoarea de el, acolo e o treabă mai complicată, că durează vreo jumătate de oră, o oră, trebuie dezlegată, mutat de niște mufe, că nu se potrivește direct, tractorul ăsta neavând tiranți, și semănătoarea a fost legată de obicei pe tractoare cu tiranți, și trebuie pus un cărucior, e mai complicat acolo.
De acolo nu o să pot să filmez, că nu, nu o să am timp. Le fac și eu cât, cât de des pot filmările astea. Bun, bine, mulțumesc mult, la revedere! Mai revin cu un mic edit legat de sarcina maximă de încărcare la 12,1-12,3 km pe oră. Am încărcare 88-94, să-l vedeți cum ajunge și la 106, da? Să prinde o brazdă mai serioasă. 93-97. A, uite, la 120. 96, 103, 112, deci tractor de, aici avem 13,1, tractor de teoretic 620 de cai, ar trebui să fie valoarea reală, cu combinator de 4,2 metri, la viteza de aproape 13 km pe oră. Nu am aici patinarea, că vă arătam și patinarea. Da, care a fost problema mai devreme de mergea la 70, am găsit două șuruburi de forfecare rupte. Asta am zis, să revin cu editul, o să las un pic mai încet, că totuși 13 km pe oră îmi rupe arăghiarele. Da, să vedem cum pot să le editez, să mi apară toate în filmuleț. Deci, la 12,5 km, spre 13 km pe oră, la 4,2 metri lățime, 25 de cm adâncime, consumă aproape de 600 de cai. Nu zicem că nu știu oficial dacă a fost sau nu făcută resoftare, dar consumă 570 de cai, puterea lui reală a tractorului. Deci în niciun caz 350, 300 sau alte chestii de genul ăsta. Să vedem cum se descurcă zimbru cu el la 400 de cai. Bine, mult mai încet, nu o să merg cu 11 km pe oră, asta e sigur. Da, bun, bine, la revedere! De 111.